Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este salvatorul și medicul suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Iubit popor al Domnului, vrem să citim Cuvântul Domnului și să privim la El cu luarea minte. Vă invit încă o dată și vă rog să nu vă fie prea mult să vă ridicați. Deschideți Cuvântul Domnului în Evanghelia după Ioan, capitolul 12. Capitolul 12 și vom citi Cuvântul Domnului începând cu versetul 1 până la versetul 8. Evanghelia după Ioan, capitolul 12, versetele de la 1 la 8. Cu șase zile înainte de Paște, Isus a venit în Betania, unde era Lazar care fusese mort și pe care îl înviase din morți. Acolo i-au pregătit o cină. Marta slujea, iar Lazar era unul din cei ce ședeau la masă cu el. Maria a luat un litru cu mir de nard curat de mare preț a uns picioarele lui Isus și a șters picioarele cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului. Unul din ucenicii săi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, care avea să-l vândă, a zis, De ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să se fi dat săracilor? Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoț și ca unul care ținea punga lua el ce se punea în ea. Dar Isus a zis, Las-o în pace, că ce l-a păstrat pentru ziua îngropării mele. Și pe săraci îi aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Amin. Vă rog să vă reocupați locurile. Frați și surori, prețuiesc prezența dumneavoastră, faptul că aveți dragoste pentru casa lui Dumnezeu și pentru serviciile divine din casa lui Dumnezeu, Vă mulțumesc pentru că prețuiți Evanghelia și rugăciunea, cântarea de laudă și fiecare dintre dumneavoastră slujiți pe Domnul într-un fel sau în altul. Apreciez faptul că vă rugați acasă pentru noi, pentru slujbași, pentru poporul Domnului și pentru orientarea Bisericii Betania în viitor. În seara aceasta avem cina Domnului. Stăm la masă cu Domnul, procedând așa cum a procedat El în odaia de sus. Într-o joie ca aceasta, el a făcut așa și noi repetăm ce a făcut el, crezând că făcând ce a făcut el nu greșim niciodată. Înainte de cina Domnului, însă, care va fi împărțită fiecăruia dintre noi, vreau să avem un cuvânt de predică. Evanghelia întotdeauna ne slujește ca învățătură, mângâiere, mustrare și este bună în toate privințele. Seara aceasta, Domnul mi-a pus pe inimă să aduc un cuvânt care este în mare măsură specific acestei seri și specific lucrării pe care o facem în această seară. Și cuvântul de predică se numește Memorialul Durerii. Pentru că mulți frași creștini au încercat să arate durerile multor martiri datorită credinței lor în Mântuitorul Iisus Hristos, eu vreau să arat suferințele Mântuitorului Iisus Hristos pentru oamenii de pe pământ. Dacă există un memorial al durerii oamenilor, cred că este drept, cel puțin pentru mine, să existe un memorial al durerii marilor suferințe care au fost depuse în Ierusalim și în mod special pe drumul spre Golgota. În Ghețimani, în casa marilor preoți, în fața pretoriului, pe drum și în mod special la cruce. Dacă oamenii din împărăția lui Dumnezeu nu evocă aceste suferințe, se va ridica un Dan Brown care va spune prostii și alții ca el, care vor insinua că Domnul Iisus Hristos a avut afinități cu Maria Magdalena și alții și alții care vor înșira nebunii din ce în ce mai mari. Biserica lui Dumnezeu trebuie să spună cât de mult a suferit Mântuitorul Iisus Hristos. Și mereu și mereu, niciodată nu va fi prea mult, să proslăvească pe acest Dumnezeu care s-a făcut om, care a venit între oameni și care a murit pentru ei să-i îndumnezească. Este datoria noastră, este responsabilitatea noastră, este misiunea noastră, este onoarea noastră și nu ne-o va lua nimeni. Vai de noi dacă o vom da pe ceva din lumea aceasta. Biserica lui Dumnezeu trebuie să predice mereu și mereu. Și să nu se uite dacă în sală sunt oameni care, cărora le place sau nu Evanghelia. Niciodată nu trebuie să ne intereseze dacă ascultătorilor le place sau nu le place Evanghelia. Pentru că întotdeauna între ascultători vor fi și oameni cărora nu le vor place Evanghelia. După cum, totdeauna a fost așa. Nici când a predicat Isus, nu le-a plăcut Evanghelia la toți. Și niciun predicator n-a avut parte de o audiență care în întregime să iubească, să soarbă cuvintele. Totdeauna au fost critici, nemulțumiți, împotrivitori și așa mai departe. Fiecare cu slujba lui. Să Evanghelia trebuie predicată. Pentru că Evanghelia aceasta este din cer și trebuie rostită pe pământ. Ea are efect. Efectul este mântuirea noastră. Oamenii aceștia nu se vor mântui niciodată decât în urma predicării Evangheliei și în urma lucrării Duhului Sfânt vrem să facem aceste lucruri mereu și mereu. Ne rugăm lui Dumnezeu să ne învrednicească și să desăvârșească slujirea și viața noastră, pentru ca să se poată folosi de noi mai mult și mai bine. Și să nu-L încrucăm pe Domnul cu slăbiciunile noastre omenești, atât în viața personală cât și în slujire. Memorialul durerii. Aș vrea să spun trei lucruri în legătură cu aceasta. Primul lucru pe care vreau să-l spun este unicitatea Mântuitorului unicitatea Mântuitorului. Vreau să spun limpede, vreau să insist asupra faptului că Isus a fost unic nu numai între oameni ca noi, ci și între lideri de religii ca El. Isus este privit în lumea laică ca liderul creștinismului. Alături de El însă, pe poziție egală din punctul lor de vedere, sunt liderii religiilor islam, budism, hinduism, confucialism, umanism, raționalism, hedonism, și așa mai departe. Vreau să spun lămurit, Hristos e unic nu doar în legătură cu oamenii de pe tăra, ci este unic și în legătură cu liderii celorlalte religii care sunt puși în cărți și în istorie alături de El, fără să merite poziția aceasta. Alături de Hristos nu poate fi pus decât Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Duhul Sfânt. Niciun om nu are dreptul și onoarea să stea alături de Hristos, ci doar la picioarele Lui. Asta trebuie să spună biserica. Isus a făcut patru lucruri unice. Acestea, în mod special, îl fac unic. Aceste patru lucruri nu le-a făcut nici Buddha, nici Confucius, nici Mahomed și nici un alt lider al altor religii. Nimeni. Primul este întruparea. El nu s-a născut așa cum s-a născut Mahomed, și Buda și Confucius. El s-a întrupat prin fecioară. E un miracol. E un miracol pentru medicină, e un miracol pentru știință, e un miracol pentru oricine și pentru orice. Doi, el este unic din punct de vedere al răstignirii. Toți oamenii care nu mai sunt au murit și mulți au fost condamnați la moarte prin răstignire, însă nimeni n-a murit ca el. Doi, trei, e unic prin înviere. Și patru, E unic prin înălțare. În aceste patru lucruri nu mai stă nimeni lângă el. El este singurul care a venit din cer pe pământ. Toți ceilalți, și Mahomet, și Buddha, și Confucius, s-au născut aici și vor să meargă în cer. El este singurul care a venit din cer. Întruparea. El a luat chip asemenea oamenilor. Ioana a încercat să-l împiedice, Pilata a încercat să-l împiedice. El tot timpul a spus, lăsați-mă să fac ce trebuie să fac. El a trebuit să facă asta. Răstignirea a luat pedeapsa asupra lui, pedeapsa oamenilor. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el, anticipa Isaia în profeția lui. Învierea a învins moartea în locul oamenilor și înălțarea a primit acceptul lui Dumnezeu pentru restaurarea oamenilor. Suntem la jumătatea săptămânii Paștelor și sărbătorile în general, ca și Paștele acum, ne aduc aminte de multe lucruri. În cultura noastră, ele ne dau bucurie, ne dau identitate și ne motivează. Sărbătorile, spunea cineva nu de mult aici, ne aduc aminte de trecut pentru că dau viață trecutului, le aduc în prezent. Ne aduc aminte de prezent pentru că dau frumusețe prezentului, dau forță prezentului. Și ne aduc aminte de viitor anticipându l pentru că îl motivează, adică ne motivează pe noi să fim un anumit tip de oameni în viitor. Sărbătoarea Paștelor, este a doua ca și importanță, sau cel puțin la fel ca și importanță, asemenea Crăciunului. Ea, într-adevăr, începe cu suferință și durere, dar se termină în glorie, diferită de Crăciun care începe cu bucurie și se termină cu bucurie. Simbolul Paștelor este crucea și mormântul gol. Crucea ca un simbol al durerii și mormântul gol ca un simbol al bucuriei. Fiecare religie are un semn distinctiv, specific, care îi definește crezul și are o puternică semnificație spirituală. De pildă, budismul are ca și semn distinctiv floarea de lotus. În India, de pildă, există o, un uriaș templu sub forma florii de lotus. Iudaismul, steaua lui David. Și ori de câte ori vedem steaua lui David, știm că acesta este simbolul iudaismului. Mahomedanismul, luna, semiluna mai bine zis. Și oriunde vedem o moschee, tot timpul vedem o semilună. Și oriunde vedem o semilună, ne aducem aminte că aceasta simbolizează religia islamică. Creștinismul, crucea. Crucea este o imagine a condamnării și totuși este soluția iertării. Crucea este o imagine a violenței și totuși este soluția împăcării. Crucea este o imagine a suferinței și totuși este soluția vindecării. Crucea este o imagine a slăbiciunii și totuși este soluția puterii. Crucea este o imagine a morții și totuși este soluția vieții. Crucea este o imagine a pedepsei capitale și totuși este soluția milei și a iertării divine. Crucea este o imagine a urii și totuși este drumul spre dragostea lui Dumnezeu. Crucea e o imagine a rușinii și totuși este onoarea creștinilor. Crucea este simbolul creștinismului. Așa în al doilea rând să vorbesc despre moartea Domnului Isus Hristos. Sau mai bine zis, despre fixarea în timp a evenimentelor morții Domnului Isus Hristos. Lucrurile care le spun sunt presupuneri științifice, coroborate cu informații biblice din Evanghelie. Și spun lucrul acesta nu ca pe scriptură, ci ca pe niște presupuneri științifice care prelungesc scriptura. Punând împreună informațiile din scriptură, din astronomie, din istorie, cercetătorii au stabilit data exactă la care Domnul Iisus Hristos a fost răstignit, a băut oțet, a murit a fost dat jos de pe cruce și a fost pus în mormânt. Conform evangeliilor, Mântuitorul a fost răstignit într-o zi de vineri, de Paștele evreiesc. Marcu spune că Mântuitorul a fost răstignit la ceasul al treilea, adică ora nouă, iar Ioan spune la ceasul al șaselea, adică ora 12. Primii evangeliști precizează că de la ceasul al șaselea, S-a făcut întuneric peste tot pământul până la ceasul al noulea. Acestea sunt informații din scriptură. Imediat după ceasul al noulea, Isus a murit. Iar scriptura comentează spunând că Iosif din Arimatea l-a pus într-un mormânt nou în care nu fusese pus nimeni, într-o peșteră, într-o săpătură în stâncă, așa cum erau mormintele atunci. Mormintele în stâncă însemnau niște adâncituri făcute de ploaie, de intemperiile vremii, niște peșteri mai mici, care deveneau morminte. Ei bine, la intrarea în aceste mini peșteri se puneau pietre mari pentru ca animalele sălbatice să nu mănânce cadavrele. Iosif din Arimatea a avut un mormânt nou în care nu fusese pus nimeni. Și l-a luat pe Domnul Iisus Hristos și l-a pus acolo. După porunca lui Dumnezeu, mergând puțin în Vechiul Testament la Scripturi, Moise a rânduit pentru poporul evresc sărbătoarea Paștelor în luna întâi, în ziua 14-a a lunii, către seară. Așa spune Scriptura. Și această sărbătoare era făcută în amintirea ieșirii din Egipt a evreilor. Paștele evresc se celebrează la prima lună plină după echinosul, după echinosul de primăvară. Privind în Scriptură, observăm că perioada în care Scriptura ne spune că a domnit Ana și Caiafa, oamenii de știință mergând înapoi în istorie, fixează că istoria precizează că aceste două persoane au avut responsabilități spirituale în Israel, având calitatea de mai mari peste preoți între anii 18 și 36. Lucrul acesta îl consemnează istoria, nu Scriptura. Conform calendarului gregorian pe care îl folosim și noi astăzi, cercetătorii au studiat echinoxul de primăvară și eclipsele de soare și de lună, care sunt consemnate în această perioadă, adică în tunericul care s-a făcut de trei ore. În intervalul acesta de ani studiați, prima lună plină după echinoxul de primăvară a avut loc într-o zi de vineri, o dată în anul 30 și o dată în anul 33. Aceasta este consemnată în scriptură. Dar datele acestea nu sunt consemnate în scriptură ca și ani, și pe ele le precizează istoria, știința. În anul 30, echinoxul de primăvară a fost joi, 23 martie. Prima lună plină a avut loc vineri, 3 martie. În anul 33 a fost o eclipsă totală de soare, într-o joie, iar în 19 martie, de asemenea, la ora 3 și 24, precizează istoria. Eclipsa parțială de lună a avut loc vineri 3 aprilie, la 5 și 51 până la 8.42 PM. Ambele au fost vizibile, văzute din Ierusalim, în general din Palestina. Pornind de la raportul scripturii, că locuitorii vechi palestine numerotau orele, începând de la răsăritul soarelui, respectiv. Prima oră era 6 de dimineața. Aceea era ora 0. Și 7 era ora... 1, 8 era ora a doua, 9 era ceasul al treilea, 10 era ceasul al patrulea, 11 era ceasul al 15-lea, 12 ziua era ceasul al șaselea și așa mai departe. Pentru că numărarea ceasurilor în zi începea de la 6 dimineața. După aceste raționamente, Mântuitorul a trebuit să fi murit într-o zi de vineri, în 3 aprilie, în anul 33, la ora 3 și la ora 8 l-au îngropat în mormântul lui Iosif din Arematea. După calendarul evreiesc, această zi pe care o fixează istoricii și oamenii de știință a coincis în istorie cu 14 Nisan, adică aprilie. Și din 15 Nisan, adică sâmbătă, aprilie, a început Paștele Evresc. Deci, Mântuitorul a înviat duminică dimineața, 5 aprilie, anul 33, în jurul orelor 3, 4, 5 p.m. Acesta e raportul științei, coroborând informațiile din Scriptură, cu toate celelalte ramuri științifice care se leagă de raportul biblic. Aș vrea acum să închei vorbind puțin despre suferințele Mântuitorului Iisus Hristos. Ele sunt descrise în Scriptură. Ori de câte ori îmi pregătesc o predică sau citesc devoțional, adică pentru mine personal, despre suferințele Domnului, realizez că data trecută când am citit, n-am înțeles așa de bine ca atunci. La fel a fost și când mi-am făcut predica pe care o prezint astăzi în fața dumneavoastră. Ce vreau să spun? Vreau să spun că suferințele Domnului au fost atât de profunde, încât noi niciodată, în trup, nu vom înțelege intensitatea suferințelor sale. Noi ne imaginăm că i-a fost greu, dar niciodată nu vom ști cât i-a fost de greu. L-am ascultat pe Marian Vlad duminică dimineața când a vorbit la binecuvântarea familiei, copilului familiei Schmalberger, Dorin și Dana. Și Marian acum este un proaspăt tătic. Are un copil doar de câteva zile și el în introducerea predicii spunea așa, nu mi-am închipuit, înainte să am copilul acesta, să am experiența să fiu tată, nu mi-am închipuit că un om poate iubi atât de mult pe copilul pe care îl primește de la Dumnezeu. E ca și cum ți se mai deschide o nouă cameră la inimă pe lângă cele care există deja. M-am uitat la el și am zâmbit în sinea mea. El a vrut să spună următorul lucru. Înțelegerea prin rațiune este extrem de limitată. Înțelegerea prin experiență este totală, profundă și abundentă. Niciodată nu veți ști dumneavoastră cât de mare a fost durerea mea în anumite situații decât atunci când veți trece în mod perfect pe unde am trecut eu, lucru care nu se poate întâmpla. Niciodată eu nu voi ști cât de abundent a fost durerea dumneavoastră în anumite situații de criză, decât atunci când voi trece prin aceleași împrejurări, lucru care nu este posibil. De aceea, în concluzie, spun, nu vă așteptați ca oamenii să vă înțeleagă pe deplin durerea, pentru că rațional este imposibil. Iar prin experiență, noi nu trecem pe unde trece fiecare dintre noi. În săptămâna aceasta pe care noi o numim mare, datorită intensității evenimentelor în care Domnul a fost implicat în Ierusalim, în această săptămână, deci s-au întâmplat foarte multe lucruri. Ce s-a întâmplat? Domnul s-a născut în această zonă, dar marea lucrare a sa de cei trei ani și jumătate nu s-a săvârșit în jurul Ierusalimului, pentru că n-a fost acceptat. Era la el la casă și la el la casă oamenii nu sunt prețuiți. Întotdeauna specialistul e din alt oraș. Și Domnul Iisus Hristos și-a desfășurat cea mai mare lucrare în Galileea, adică în cealaltă parte a țării. E ca și cum în partea Texas, Florida, Arizona. Acolo erau decapolele, celele 10 cetăți de pe malul Galilei sau lacul Genezaret. Capernaumul, toate celelalte erau acolo. Domnul a făcut acolo mari lucrări, dar a trebuit să se întoarcă acasă pentru că Golgota era în Ierusalim, nu în Capernaum. Și Domnul s-a și a intrat în Ierusalim duminică. Noaptea ieșea și dormea în Betania și dimineața revenea în Ierusalim. Ei, toată ziua și-o petrecea în Ierusalim. În Ierusalim, acum, în săptămâna aceasta, a dat nas în nas, dacă îmi permiteți expresia, cu oamenii religioși care nu-l suportau. Pentru care el erau un pericol, pentru că demasca ipocrizia lor, superficialitatea lor, mediocritatea lor și perspectiva lor materială asupra împărăției lui Dumnezeu, din care doreau doar profit. Și atunci oamenii aceștia tot timpul încercau să-i găsească nod în papură, adică un motiv să-l acuze. Și tot timpul îl spionau, tot timpul îi puneau întrebări cu două înțelesuri și tot timpul încercau ca să îi găsească vină și în baza acestor dovezi care îl incriminează să-l omoare. Lucru care până la urmă s-a și întâmplat. Dar nu s-a întâmplat ca o slăbiciune a Domnului și nici ca o performanță a lor. Și s-a întâmplat ca să se împlinească Scriptura. Lucrul acesta trebuie precizat. Hristos n-a fost victimă. Hristos e Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Hristos n-a fost, nu este și nu va fi niciodată o victimă. Nici a diavolului, nici a oamenilor, nici a sistemelor, nici a anticristului, nimănui, a nimănui. Hristos este Dumnezeu. A fost, este și va rămâne Dumnezeu. Dar în săptămâna aceasta, Hristos s-a confruntat cu locuitorii Ierusalimului și nu atât de mult cu ei, cât cu liderii lor liderii religioși și chiar politici. Joi noaptea a fost prins, adică noaptea aceasta, ca un semn că El e Hristosul pentru cei care nu-L cunoșteau, dar îl urau fără să-L cunoască. Iuda, trădătorul, ucenicul lui, s-a dus și l-a sărutat. Nu pot să accept în inima mea, măcar că e greu să nu accept ce fac alții. Nu pot să accept în inima mea cum se pot uni cele două extreme? Trădarea cu sărutul. Pentru că amândouă fac parte din două lumi diferite care nu se întâlnesc niciodată și n-au nimic în comun. Ce idee ciudată a avut Iuda ca semnul identificării să fie sărutul. Putea să fie altceva, orice altceva. Sărutul era prea intim, prea curat, prea frumos ca să devină simbolul trădării. Și totuși, Iuda l-a ales în mod neînțeles. Și Domnul Iisus Hristos, începând de joi noapte, a fost prins și până vineri, până vineri, după amiază, așa cum anticipam mai devreme, a fost bătut, a fost chinuit, batjocorit, scuipat și târât toată noaptea fără să închide un ochi, fără să mănânce, fără să bea nimic și expus la cele mai neînțelese umilințe și suferințe. A fost dus la Ana. L-au bătut acolo, l-au îmbrâncit și și-au bătut joc de el. L-au târât pe străzi până la Caiafa mai apoi. Și apoi l-au dus la Pilat și apoi la Irod și din nou la Pilat. Și când se crăpa de ziua și era numai sânge și nu închisese un ochi, după toată viața în care s-a stor și s-a dăruit oamenilor, fără să mănânce, fără să pună o picătură de apă pe buzele fripte, i-au pus o cruce grea în spate și l-au târât înspre Golgota. Domnul a fost, a fost expus la, slăbi, la, la suferințe pe care niciun predicator nu le poate ilustra cu, 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 cu exactitate și cu suficientă acuratețe. Cu șase zile înainte de Paște, am citit în seara aceasta textul că Domnul Iisus Hristos a fost în Betania și a dormit acolo, sâmbătă, și duminică dimineața a intrat în Ierusalim. Și a avut parte de suferințe pe care eu în această seară le prezint repede câteva. Pentru că suferința Domnului a fost complexă. Domnul nu a suferit doar în trup, ca și cum eu l-aș lovi fizic pe fratele Cladovan. Și îl doare trupul fizic. Domnul a suferit în toate dimensiunile existenței umane. Pentru că durerea lui și suferința lui a fost dincolo, mult dincolo de suferința fizică. Și prima suferință a fost suferința emoțională a lui Isus. Suferința emoțională în Betania, în Betania ca și localitate, localitatea lui Lazar și a surorilor lui Marta și Maria, datorită lui, Laz, datorită lui Iuda, trădătorul. Cu șase zile înainte de Paște, Isus a mers acolo. Și Acolo, în casa aceea, Biblia ne spune că mai erau încă patru persoane în afară de el. Era Lazăr, Marta, Maria și Iuda. Probabil că au mai fost și alții, dar pe aceștia patru îi pomenește Biblia. Atitudinile acestor patru au fost diferite de la unul la altul. Trei pozitive, una negativă. Trei trebuie să ni le însușim de a patra să fugim ca de foc. Și uitați ce spune Scriptura. Atitudinile lor au fost. De fapt, patru caracteristici comportamentale care îi reprezintă. Atitudinea lui Lazar zice că a avut părtășie cu Isus și că a mărturisit despre Isus. Aceasta îl caracteriza pe Lazar. Era cu Isus, dar ca să aibă părtășie cu el și să mărturisească despre el. Maria, pasiune dedica și dedicare. Aceasta o caracteriza pe ea. Marta, slujire și consacrare. Aceasta o caracteriza pe ea. Iuda, ipocrizie și lăcomie. Când Maria face jertfa aceea, o valoare foarte mare, efectiv o sparge în cinstea Domnului. Adică o cheltuiește prin spargerea vasului și prin risipirea mirului, a lichidului pe jos. Foarte scump, era foarte scump. O sumă foarte mare. Iuda este intrigat și spune, hei, de ce Isus e femeia asta? Face această jertfă, nu era bine ca banii ăștia să-i dăm la săraci? Noi tot timpul vrem să dăm toate lucrurile la săraci. Și Isus îi spune, sigur că puteam să le dăm la săraci, dar ce a făcut ea, de data asta a făcut pentru mine, nu pentru săraci. Merit Iuda și eu ceva, nu numai săraci.” De fapt, dacă tot ai așa inimă mare pentru săraci, să știi că săracii nu o să se înalțe ca mine peste câteva zile și rămân multă vreme cu tine și dacă vrei să le faci bine, îți sugerez să nu te spânzuri și să rămâi cu ei să le faci bine. Dar eu mai stau puțin cu voi și femeia aceasta a vrut să, să facă ceva în cinstea mea, să mă proslăvească. Iuda, nu mai fi invidios pe închinarea acestei femei, că -s banii ei nu s-ai tăi. Ceva de genul ăsta s-a întâmplat acolo. A fost acolo un lazer să știți că și astăzi este în biserică. Dumnezeu să-l binecuvinteze. A fost acolo o Marta și astăzi este în biserică. Aseară m-am uitat după ea, nu spun în ce parte, dar a fost acolo o Maria, dar din nefericire a fost acolo și un Iuda. Cât a fost Isus de Hristos, nu l-a eliminat pe Iuda. Și a fost lângă el și l-a suportat și l-a iubit până la capăt. Pentru că Iuda face parte din echipă. Ne place sau nu ne place, el face parte din echipă. Patru persoane, ne spune Scriptura, că cu șase, înainte, cu șase zile înainte de Paște au fost împreună cu Isus în Betania. Și fiecare dintre ei au avut un anumit tip comportamental, care îi definesc. Uitați-vă la Iuda și veți constata că nu numai atunci a fost așa, și când îl vinde pe Domnul, îl vinde din aceleași considerente și ghindându-se după aceleași criterii, ipocrizie și lăcomie. Din același motiv îl vinde pe Isus. Sigur, nu numai din același motiv, au mai fost și altele. Pe unele probabil le putem anticipa, pe altele nu. Dar Maria tot timpul a fost așa, Marta tot timpul a fost așa și Lazar tot timpul a rămas așa. Credeți-mă, frați și surori, că nu poate exista biserică fără Isus, dar nu poate exista biserică nici fără Marte, nici fără Marii și nici fără Lazări nu poate exista, ei trebuie să fie aici. Marta trebuie să alerge de colo până colo, neobosită, neobosită. Nu vreau să dau niciun nume, pentru că n-ar fi înțelept. Dar să știți că îmi crește inima de bucurie când văd bărbați și femei, adică frați și surori, tineri și bătrâni. Oameni care uneori se neglijează pe ei și chiar familiile lor și sunt dedicați trup și suflet pentru biserică. Dumnezeu să binecuvinteze oamenii aceștia, să-i ajute să nu obosească și să rămână mereu proaspeți în, în, în slujirea lui Dumnezeu și în slujirea bisericii. Sunt foarte multe marii care petrec mult timp în închinare, în post, în rugăciune și care nu se ocupă așa de mult de activități administrative și alergătoare, ci se ocupă așa mult de slujbe care nu se văd, dar sunt slujbele închinării și pe oamenii din biserică care fac slujba Mariei Dumnezeu să-i binecuvinteze și de asemenea pe cei care fac slujba lui Lazar. Și ne rugăm lui Dumnezeu să nu existe trădători, măcar că au existat și vor rămâne până la sfârșit. Iar anticrist cu gașca lui vor fi ultimii trădători. Tot timpul banii adevărați au dat naștere și la bani falși. De fapt, nu banii adevărați au dat naștere la bani falși, dar pentru faptul că au existat bani adevărați, au existat și bani falși. Așa a fost de pe vremea lui Hristos și așa va rămâne până când El va schimba vremurile. Eu hotărăsc, pentru că odată trăiesc, eu hotărăsc ce voi fi în Betania. Un Lazar, o Marta, o Maria sau altceva. Eu hotărăsc și Dumneata hotărăști. Mă rog, lui Dumnezeu, în această joie numită Mare, să ne vorbească mai mult decât ne vorbește un om și să înțelegem fiecare că aceste cuvinte vor defini locul unde ne petrecem veșnicia. Mai mult decât slujbele pe care le facem. Iuda a făcut o slujbă bună și totuși s-a spânzurat și a fost un trădător. Nu întotdeauna, nu întotdeauna, activitățile definesc caracterul. De aceea, în seara aceasta, vă rog, toți cei care suntem la Betania, să ne definim lucrurile comportamentale care ne caracterizează. Iisus, în primul rând, a suferit emoțional în Betania. Pentru că l-a văzut pe cel pe care l-a hrănit trei ani și jumătate, l-a educat, a investit în omul ăsta. Ați observat că atunci când stai cu cineva la școală, eu am avut încă 11 colegi la seminar. Și am terminat școala de mult și până astăzi, în inima mea, ei au un loc special. Pe unii dintre ei nu i-am mai văzut de mult. Au fost trei din Republica Moldova, Toți trei, am, doi dintre ei sunt acum în America, unul e încă acolo. Nu i-am mai văzut de mult, dar în inima mea, colegii de la generală, de la școala generală, de acum 20 de ani, mai bine, nu i-am mai văzut pe unii dintre ei de foarte mult timp, dar au rămas în inima mea într-un loc special. Unii dintre noastre fraților, colegii de armată, poate nu i-ați mai văzut de mult. Dar au rămas în inima noastră și un an a făcut armata, un an și ceva. N-a fost mult. Ei, Domnul Iisus a stat trei ani și jumătate cu ăsta, ziua și noaptea. Inima lor s-a unit, s-a legat. Chiar dacă în Duhul n-au avut o mare legătură, totuși omenește, emoțional, s-au legat. Domnul a suferit emoțional când l-a trădat Iuda. A fost o dezamăgire pentru, pentru, pentru Domnul. Întotdeauna când copilul nostru, când unul dintre copiii noștri fac o, face o gafă, cea mai mare durere nu-i paguba fizică, ci e durerea emoțională. Te simți strădat, te simți dezamăgit. Și zici, domnule, copilul meu, am investit în el, l-am educat, l-am pedepsit, m-am ținut de el, m-am jerfit pentru el, i-am dat viața mea. Și să facă chestia asta, te simți strădat emoțional. Prima suferință a Domnului a fost una a inimii. Domnul a suferit pentru Iuda. Și putea să-i spună la ultima cină: pleacă de aici, vânzătorule, pleacă de aici să nu te văd. Însă Domnul i-a spus altceva. Și i-a mai dat șansa să stea cu el la masă, să se gândească la ce are de gând să facă, să se roage și să se răzgândească. Dar nu s-a răzgândit. Poate că ai venit în această seară la biserică și ar trebui să te răzgândești cu privire la anumite lucruri. Și Domnul m-a pus pe mine și pe fratele Petru Cladovan să facem trei rugăciuni ca să fie suficient. A pus pe fratele Andrei și pe frații Dorin și Michi să cânte anumite cântări și de asemenea pe cei care au mai cântat, pentru ca toată slujba să se orienteze specific să te schimbi. Și reziști două ore și un sfert și nu vrei să te schimbi. Reziști ca un erou, dar ca un erou negativ. Două ore și un sfert și nu vrei să te schimbi și pleci neschimbat. Uite-te un pic la mine în seara aceasta, omule, Dumnezeu ne vrea binele și ne iubește. Și așa cum lui Iuda i-a dat ultima șansă, să știți că și neonodă, ne niciodată frăul unul dintre noi nu-l vom putea acuza pe Domnul că n-a făcut destul pentru noi. Ne permite mereu să venim în adunare și să ne cânte corul și fanfara ca la niște domni, ca la niște președinți de stat. Să stea anumite persoane să pregătească predici frumoase și să ni, le, să ni se spună, să ni se servească așa pe tavă, abundent, pentru ca să ne săturăm și să prindem la inimă și să fim tari, puternici. Și mă întreb eu, toată investiția asta a lui Dumnezeu ne folosește nouă la ceva? Aș să mergem un pic mai departe și să privim la faptul că scripturile vorbesc despre faptul că cineva îl va vinde pe Domnul pentru 30 de argint, Am fost șocat să constat cum Iuda nu a înțeles asta. Uitați ce spune Scriptura. Atunci unul dintre cei 12, cel numit Iuda Iscarioteanu, s-a dus la preoții cei mai de seamă și le-a zis ce vreți să-mi dați și îl dau în mâinile voastre. Și ei i-au cântărit 30 de arginți. Matei 26, 14 și 15. Și acum, ascultați-mă cu băgare de seamă. Cu sute de ani înainte, uitați ce au spus profeții. Mai întâi Zaharia 11 cu 12. Eu le-am zis, dacă găsiți cu cale, dați-mi plata, dacă nu, nu mi-o dați. Și mi-au cântărit o plată 30 de arginți. Și de asemenea, capitolul 11, versetul 13. Dar Domnul mi-a zis, aruncă olarului prețul acesta scump cu care m-au prețuit și am luat cei 30 de arginți și am aruncat în casa Domnului pentru olar. Fratele Marian, cu câteva luni în urmă, povestea cum a ajuns să fie cumpărată țarina olarului cu banii aceștia. Locul acela, proprietatea aceea, de unde se lua pământ pentru vasele de lut, nu mai era bun de nimic, nu era un pământ bun. De aceea cu banii aceștia s-a cumpărat locul acela. Și cu câteva sute de ani înainte, Scriptura, prin profeți, anticipează cum se va întâmpla și culmea, preoții nu înțeleg asta, cântăresc chiar 30 de arginți și cumpără chiar țarii naolarului și Iuda devine vânzător chiar pentru 30 de arginți. Este ieșit din comun. Există o orbie catastrofală. Și ei știau textele acestea, le spuneau altora. Mă rog lui Dumnezeu să nu ia lumina din noi, să nu ia sfe sfeșnicul din biserică, dintre noi și să ne păstreze oameni care avem direcție. Pentru că dacă nu mai avem lumină în ceea ce facem, putem să facem orice, că nu mai are nicio valoare. Oamenii aceștia au avut profețiile în mână și în mod inexplicabil le-au călcat în picioare și s-a împlinit în mod negativ chiar cu ei. Uh, a doua suferință pe care Domnul Iisus Hristos a avut-o a fost o suferință sufletească din casa marilor preoți. Aici a avut loc judecata religioasă, în prezența preoților celor mai de seamă, cărturarilor și fariseilor și a bătrânilor poporului. Uitați cu ce l-au acuzat. Prima acuzație, că Domnul a spus că dărâmă templul și în trei zile îl reconstruiește. Dar în Matei 26, Domnul a precizat faptul că vorbea despre templul trupului său. Vedeți ce ușor se poate răstălmăci o predică? Vedeți ce ușor se poate răstălmăci o predică și a acuza un predicator? Și dumneavoastră știți mai bine decât mine că mai mult în absența mea se întâmplă asta decât în prezența mea. Oamenii spun că am spus o grămadă de lucruri pe care nici nu m-am gândit să le spun. Și totuși oamenii mă acuză că le-am spus. Mă acuză că am spus că e voie să divorțezi, că e voie să... E voie să faci orice, domne, e bine, astea sunt lucruri ideale în Biserica Domnului. Și din gură în gură se audă și mă sună câte un frate lui, și așa ai predicat. Nici nu m-am gândit să predic asta, dar tu crezi asta? Nu cred asta. Oamenii aceștia l-au acuzat pe Domnul că a spus că dărâmă templu și îl reconstruiește, pentru că ei n-au vrut să audă și ce a urmat după virgulă, vorbea de templul trupului său. A doua acuzație. L-au acuzat că a hulit făcându-se pe sine fiul lui Dumnezeu. Dumneavoastră știți cât de adevărat e această afirmație. Apoi l-au acuzat că s-a făcut pe sine regele iudeilor. S-a terminat suferința aceasta, sau noi terminăm în studiul nostru și ne ducem la o altă suferință care începe un alt proces. Este procesul penal și este o suferință mentală la care a fost expus Domnul Iisus Hristos. Aici a fost acuzat de alte acuzații, pentru că acuzațiile din casa lui Ana și Caiafa au fost acuzații de natură religioasă, pentru că ei erau lideri religioși. Dar când a ajuns cu Iisus în casa lui Pilat, și Irod n-au mai adus acuzații religioase, că n-aveau relevanță pentru ei. Ei erau judecători penali și -au atunci, atunci au, adus acuzații de natură penală. Și uitați care au fost acestea. 1. Tulbură ordinea publică. A tulburat Domnul Iisus vreodată ordinea publică? 2. Ne-a învățat să nu plătim bir cezarului. I-a învățat Hristos să nu plătească bir cezarului din potrivă. I-a spus și al cezarului, dați cezarului. 3. S-a făcut pe sine împărat peste iudei. 4. Este un făcător de rele și este periculos pentru Imperiul Roman. Apoi suferința Domnului din Ghețimani și suferința, suferința, fizică de pe Golgota. Aici Domnul Iisus Hristos a spus ultimile cuvinte. Primul cuvânt a fost cuvântul singurătății sfârșitoare. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai ai părăsit? Mă gândesc cu mintea mea de om. El care stă pe tronul din sala a tronului și îi cântă un număr infinit de îngeri, de heravim și de seruvim. Și pentru mine și de dragul meu a rămas singur pe cruce. Cât de adâncă și de profundă a trebuit să fie intenția lui motivată de dragoste ca să mă scoată pe mine din destrăbălarea în care am trăit până să-L cunosc pe Dumnezeu singurătate sfășietoare. 2. Mântuire de plină. Astăzi vei fi cu mine în rai. 3. Iubire sublimă. Femeie, iată fiul tău. Fiule, iată mama ta. Suferință spirituală. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Suferință trupească, miesete, biruință totală, s-a isprăvit, tetele stai și siguranță de plină. Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Aceste cuvinte au fost rostite de Domnul pe Golgota pentru ca noi în această seară să ne putem ruga iartă-mă, de păcatul minciunii, iartă-mă, că mi-a scăpat, iartă-mă, că am greșit, iartă-mă, în numele Domnului Isus. Și toate aceste lucruri le putem face doar pentru că suferințele acestea Domnul le-a acceptat, întrupându-se prin fecioară. Și trăim ca om pe pământ, timp în care era în egală măsură și Dumnezeu. Frați și surori, este joia mare. Nu știu dacă am reușit să spun ceva mai mult decât s-a spus până acum despre suferințele Domnului. Dar atât poate un om să spună despre marea tragedie și nedreptate care s-a întâmplat în vremea aceea în Israel, în Ierusalim. Cum Dumnezeu n-a mai fost acceptat nici între oameni, pentru ca să poată fi acceptat omul între Dumnezeu. Și în această seară, înainte să ne apropiem de trupul și de sângele Domnului, minunatul trup al mântuitorului frânt pentru noi și sânge vărsat pentru noi, care este astăzi simbolizat de pâinea care o vom frânge și de rodul viței din pahar, aș vrea să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm. Câtă valoare pun oamenii pe noi? Întreba seara pastorul Câmpean, ce preț are un om? În alt context, desigur. Câteodată un om nu valorează nici măcar un cent. Dacă găsim un cent pe jos, ne aplecăm după el. Dacă găsim un om pe jos, nu ne aplecăm după el. Un om câteodată este mai ieftin decât un cent. Și totuși, pentru centul acesta, Hristos a venit în lumea noastră. Și dacă numai un om ar fi existat pe tera, ar fi venit după el. Dacă numai Dumneata ar fi fost singurul om de pe pământ, ar fi făcut toate aceste lucruri doar pentru Dumneata. Te rog în această seară, știu că poate fi adevărat, nu-ți lăsa inima pietrită doar pentru că ești obișnuit cu predicarea, cu suferințele, cu cina. Te rog, nu face asta din obicei, pentru că e păcat. Deschide-ți inima și tratează cu prospețime acest eveniment. E joia mare, omule, și Hristos a murit pentru mine și pentru dumneata. Stai în rugăciune înaintea Domnului și încearcă să realizezi cât de mult te-ai iubit și cât de mult ar trebui să-L iubești dumneata ta, pentru ca iubirea lui să te determine la iubire. Aș vrea să ne cerem iertare de tot ceea ce ne simțim vinovați, de lucruri făcute rău sau nefăcute bine. Să ne facem angajamente în fața lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, nu știu dacă voi mai apuca Paștele următor, eu sau planeta Pământ, dar am fost motivat în această joie mare să-mi schimb viața, să-mi pun viața în mâna ta. Nu mă va opri nici soțul, nici soția, nu mă va opri nimeni, nici legile statului, nimeni. Indiferent dacă mai trăiesc sau mor, vreau să trăiesc pentru tine. Vă invit în această seară să ne rugăm Domnului împreună, așa cum Duhul Domnului vă invită pe fiecare și vă îndeamnă. Ne ridicăm în picioare și stăm în rugăciune. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi.betani.cc Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.